Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Pacău, transportul public județean, proiect vital. Digitalizarea Bibliotecii Oneștene, proiect devenit realitate. Comănești, spectacol eveniment de unire a principatelor române. Proiectul de digitalizare și modernizare a Bibliotecii Oneștene a fost finalizat, iar în prezent, angajații bibliotecii lucrează de zor în instalarea și montarea echipamentelor de ultimă generație achiziționate prin proiect. Mai multe detalii aflăm chiar de la directorul Bibliotecii Oneștene, Ion Ustenie. Echipamentele au început deja să vină, lucrările s-au finalizat la Biblioteca Municipală Radu Roseti. Când preconizați că vă veți muta sau deja sunteți, dar când o să pășim și noi în casă nouă? Suntem în plin proces de relocare, de instalarea tuturor aparaturii care ne-a sosit în cadrul acestui proiect pe fonduri europene. Suntem foarte încântați și ne grăbim ca să deschidem cât mai repede biblioteca și să oferim servicii de calitate, moderne, dotate cu tehnologie de ultimă generație tuturor membrilor comunității. Așa cum a și văzut din postările noastre și din informările pe care le-am făcut, în aceste zile au loc teste cu dotările tehnologice pe care noi le-am achiziționat în cadrul acestui proiect, de la holograme în mărime naturală, la calculatoare de ultimă generație, videoproiectoare, ecrane de prezentare a evenimentelor și așa mai departe. De asemenea, o parte din colegi reașează cărțile în rafturile noi. Sper să impresionăm utilizatorii care ne vor trece pragul în curând. Sperăm în cel mult o lună de zile să inaugurăm noul sediu proaspăt renovat și modernizat, să-l inaugurăm și să-i putem invita pe toți iubitorii de carte, de cultură, atât la sălile noastre de împrumut sau lectură cărți, cât și la activitățile culturale pe care suntem dornici să le organizăm în spațiile proaspete și dotate cu toate aparaturile pentru 2024, spunem noi. Vom fi probabil printre puținile biblioteci din țară care vor dispune de o asemenea tehnologie și, fără modestie, cred că Biblioteca Radu Roseti va deveni cea mai digitalizată bibliotecă din Moldova, dacă nu din țară. Așadar, lucrăm cu drag și spor și încercăm să oferim oneștenilor și nu numai servicii de calitate în curând. Realizarea proiectului Transportul Public Județean este unul vital pentru tot județul. A fost demarat în octombrie 2022 pe baza unui studiu de trafic din 2019 și a avut numai puțin de 4 dezbateri publice, iar președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, a mobilizat o întreagă echipă. Un proiect extrem de greu, cu Transportul Public Județean. Transportul Public Județean a fost demarat undeva în octombrie 2022, baza unui studiu de trafic, din 2019. S-a licitat, să știți că nu extrem de dificil parcursul. Am încercat să împăcăm toți participanții la acest proiect, și aici mă refer cu UAT-uri, companii de transport și, bineînțeles, Consiliul Județean. Am realizat 4 dezbateri publice care au prezentat trasee, programe, caiet de sarcini în dezbatere publică, în așa fel încât să asigurăm o transparență foarte mare acestui proiect, pentru că mie mi se pare un proiect vital pentru județ. Și am depus foarte mare atenție pe el. Am reușit undeva
la nivelul, noi aveam 164 de trasee. Vă spun ce era înainte. Reglementarea de atunci, legislația de atunci, făcea de așa natură cât de la Ministerul Transportului se eliberau licențele de transport pentru județ, iar județul era doar cel care monitoriza acest transport, era doar beneficiar. După schimbarea legislației, Consiliul Județean trebuie să se ocupe de tot ce înseamnă transport în județ, scoaterea la licitație și, bineînțeles, delegarea acestui serviciu de utilitate publică. S-a reușit din cele 163-165 de trasee inițiale să se ajungă la 20 de loturi, s-au grupat pe loturi, s-a scos la licitație pe loturi, s-a finalizat licitația, a fost o licitație extrem de complexă, a fost, această licitație a fost verificată, am avut verificarea NAP pe ea și asta a întârziat mult termenele, s-au decalat termenele pentru că nu puteam să trecem mai departe la altă etapă dacă nu aveam viza NAP. S-au semnat în acest moment 18 contracte pe 18 loturi, două contracte, un lot nu a fost anulat, și s-a scos din nou, se află în achiziție publică și un lot este suspendat, se va rezolva în instanță. În rest, evident că a trecut perioada de mobilizare, se operează, mai sunt multe probleme de rezolvat, de adus, de agrementat cu transportul public județean și cred că la un moment dat aș fi fost, deși am așa crezut, aș fi fost naiv să cred că va funcționa totul perfect. Pentru că avem o mare problemă aici. Problema care se repercutează și asupra transportului public este transportul municipal, transportul metropolitan. S-au preluat, noi la nivelul județului preluăm din jurul Bacăului și transportul metropolitan, pentru că nu funcționează în acest moment. Nu mai funcționează transportul public. Bacău, numai cetățenii care erau transportați, pasagerii către Bacău, bineînțeles că pun o presiune foarte mare pe transportul public județean, care s-a licitat la nivelul anului 2019, pe baza unui studiu de trafic, care era diferit atunci de ceea ce este acum, ținând cont de această lipsă. Un al doilea lucru care a pus presiune pe transportatori și evident pe Consiliul Județean și care a generat foarte multe discuții între primăriile limitrofe, a fost gratuitatea elevilor. Pentru că față de câți elevi aveam inițial care circulau pe transportul public, acum s-au dublat, dacă nu s-au triplat. Bineînțeles, fiind gratuit. Și plus că e modul de decontare, s-a rezolvat și acest lucru. Noi mai suntem acum în faza în care să reevaluez, să aducem la zi transportul public, adică să aducem la zi studiul de trafic, să vedem unde n-a mers bine, în ce zone. Am și transmis către primării o adresă prin care să transmită toate problemele care le-au întâmpinat cu transportul public județean, în așa fel încât să putem să le reglementăm printr-o actualizare a documentației și prin prestarea corespunzătoare, așa cum ne solicită contractul de delegare și cum și agrementat, evident, și cu AT-urile, ținând cont de noile date. De asemenea, pentru a avea o... Știți foarte bine că unul dintre cele mai mari probleme e partea de capăt, de final. Și atunci am reușit să găsim o soluție cu aeroportul din Bacău. Să autorizăm o autogară Bacău Sud. Avem o construcție. O să o declarăm operaționalizată în curând. Operațională, scuzați. În curând. Va fi deservită de către Consiliul Județean.
vom muta acolo un serviciu de transport public care să monitorizeze prin GPS toate transporturile la nivelul județului. Acea autogară va servi ca un punct de plecare în oraș, pentru că vreau să corelez cu transportul municipal, și asta a fost una din condițiile care l-am discutat cu domnul primar, să corelăm autogara sud cu traseile din Bacău, în așa fel încât să nu mai fie nevoie să se ducă în altă zonă, în altă, ca în termen. Odată ce am legăturile stabilite între autogara sud și traseele din oraș, nu văd de ce s-ar mai deplasa în altă zonă. Asta e un aspect. Al doilea aspect al utilității este și monitorizarea transportului public județean. Și asta se va face pe baza, noi suntem în faza în care să achiziționăm un soft, o platformă, pe care se vor încărca tot ce circulă în cadrul județului, mă refer ca transport public, și se vor monitoriza pe GPS. Așa vedem dacă se respectă programul, dacă se respectă mașina care a fost licitată să fie încărcată în platformă. Și fără să mai fie nevoie de un control direct, așa cum facem acum, unde avem sesizare, ne deplasăm în teren, facem constatare, amendă sau, eu știu, măsuri reparatorii. Ca atare, dacă reușim, și o să reușim să punem acest lucru pe, cred că în prima parte a anului, să putem monitoriza transportul public județean, concomitent, fără de la Autogara Sud. Autogara Sud, vreau să mai fac o mică completare, va fi pusă la dispoziție pentru transportatori în mod gratuit. Pentru că și partea există contribuția într-o contract de delegare și obligația semnatară. Mă refer la Consiliul Județean. Și realizarea unor anumite investiții care să asigure o funcționalitate corectă a transportului județean. Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău, recunoaște că nu a fost un proiect ușor de rezolvat, dar în scurt timp transportul public județean va intra pe făgașul normalității. Este foarte greu să schimb un transport public care era funcționat într-un anume fel și funcționau mai mult pe cutume decât pe legislație în sine. Și cred că perioada de mobilizare n-a fost suficientă de 3 luni de zile, că trebuia o perioadă de mobilizare mai mare, ținând cont de faptul că se vin cu mașini noi, dar avem și pasageri mai mulți decât am avut inițial. Și ar trebui, la un moment dat, să venim cu rezervă de microbuze, de autobuze, care să preia surplusul de pasageri. Știți foarte bine că, plus, a fost și o perioadă de iarnă, asigurarea programului efectiv, prezență la șapte jumătate, greu. Cel mai bun exemplu, că nu se putea ieși din oraș. Era cel mai bun exemplu. Aveam întârzieri din cauza asta. Da. E un proiect, transportul public județean, care într-o perioadă relativ, să zic așa, 2-3 luni de zile, ușor să despară aceste reclamații, cu atât mai mult cât încerc să aduc la zi solicitările și condițiile care nu erau atunci, nu puteau fi prevăzute la momentul când s-a făcut studiul de trafic, să-l aduc la zi, în așa fel încât să avem un transport public modern la nivelul județului. În acest moment mai sunt situații în care, ca să preluăm fluxul de pasageri, ne permite contractul și o spun ca să se elimine din capul locului orice altă interpretare. Sunt o parte care au pierdut și îi urmăresc pe cei care au câștigat. Atunci, domnule, dar se lucrează parcă cu aceleași, am văzut eu un microbus care e mai vechi decât data respectivă. Legea, contractul permite, pe surplusul de pasageri, temporar, să poți să-l preiei cu alt autobuz sau alt microbus din parcul existent, dar doar ocazional. Și de asta pot să mai apară situații de genul ăsta.
Dar cu timpul aceste situații se vor normaliza și nu va mai fi cazul. Noi trebuie să aducem capacitatea la nivelul fluxului de călători. În opinia noastră, cum vom intra într-o oarecare normalitate? Cred că noi am declanșat deja o lună de zile o analiză la nivelul întregului județ. Anul ăsta am și luat o consultanță de specialitate în așa fel încât să modificăm în jur de o lună. Nu, hai să nu zic o lună, că este o prea optimistă, în jur de două luni de zile, trei luni vom avea o normalizare a traficului. Dar, repet, mai există și o componentă extrem de importantă, transportul metropolitan care nu funcționează. Noi trebuie să ne adaptăm la acest lucru. Chiar dacă suntem singuri care facem transport. Și atunci gândiți-vă presiunea. Ei au venit cu niște capacități, au licitat, cu niște capacități de transport, care acum trebuie să le mărească datorită faptului că nu avem existent un transport funcțional. Asta e problema care apasă pe... Și de aici apar și anumite reclamații. Dar încercăm să le normalizăm, încercăm să le agreementăm și să vedem... poate se reușește, am înțeles că s-a declanșat procedura de achiziție publică la transportul metropolitan, care, din păcate, la acel transport nu a fost consultat, deși făceam parte din zona metropolitană, chiar a fost, oarecum, marginalizat din punctul ăsta de vedere. Fapt ce ne arată acum, că cele două transporturi nu trebuie să fie concurente. Pentru că oamenii au licitat un număr de pasageri, un tarif, un preț, care l-au licitat în funcție de ceea ce aveau la momentul de atunci. Și trebuia agrementat și cu transportul public. Ori el nu trebuie să fie concurențial, el trebuie să fie complementar. Să ne sprijinim unii pe ceilalți. Asta am solicitat și prin Consiliul Local. S-a reușit să, măcar o hotărâre de Consiliul Local, să treacă acest amendament, dar implementarea efectivă va fi foarte grea și să agrementăm cele două. Metropolitanul de transportul județean. Ideal ar fi să avem cât mai mulți ofertanți, în așa fel încât să țină cont de toate condițiile pe care le avem și noi în transportul public județean. Spectacol inedit realizat de elevii școlii Livru Rebreanu Comănești de Unirea Principatelor Române. La eveniment au fost prezenți primarul orașului Stațiune Comănești Viorel Miron, alături de viceprimarul Adrian Ciobanu, dar și de comăneșteanca deputat Cătălina Ciofu. În prag de sărbătoarea de 24 ianuarie Unirea Principatelor Române, e adevărat, copiii din orașul Comănești, elevii ai școlilor, au pregătit momente artistice, dar și-au arătat și pasiunea pentru sport și arte marțiale. Sunt copii care reușesc să-și disciplineze timpul liber și să se implice în activități care le aduc și satisfacții, premii internaționale, din câte am văzut. Eu le apreciez munca și dedicarea și a lor și a profesorilor, mentorilor lor și a părinților. Au posibilitatea în oraș să practice aceste sporturi într-o locație pusă la dispoziție în cele mai bune condiții. Și a fost o bucurie, o onoare să pot să-i văd cu mici momente de spectacol. Și-a unit într-un mod aparte talentul și pasiunea fiecare dintre ei. La cât mai multe performanțe le doresc și mă bucur să pot să-i văd așa crescând cu performanțe. Administrația publică locală în frunte cu primarul Viorel Miron i-a premiat dându-le premii de excelență pentru efort, pentru susținere și cadrele didactice totodată au fost premiate. Iată că implicarea se vede. A tuturor, de fapt. Da, este foarte important sprijinul lor, pe cât posibil, iar reprezentanții autorităților locale, primăria, domnul primar, reușește să îi motiveze în felul ăsta, să nu renunțe la pasiunile lor, dar în același timp să-i și pună așa în scenă, să-i vadă comunitatea ca un model de urmat. Un mesaj pe care l-ai transmite acum, doamna deputat, la început de an, pentru că va fi un an greu din toate punctele de vedere, pentru noi toți, un an al provocărilor, nu? Da, va fi un an greu pentru cei care intră în această cursă electorală.
pentru români va fi o provocare să reușească să ajungă la vot. Este important să reușim să ne exprimăm dreptul la vot în aceste conjuncturi, astfel încât să fim cât mai reprezentați într-o formă sau alta la nivel de lideri locali, centrali și mai departe. Le doresc să fie cumpătați în alegerile pe care le vor avea, dar și să se implice în fiecare zi și nu doar în această perioadă. Ca să vă dau din casă acum, domnul Preda a sperat că o să obțină în afară de aceste diplome și niște pliculețe cu bani. Indiferent ce pliculețe aș fi pus, și 50 de lei, și 500 de lei, și 5.000 de lei, n-ar fi suficient pentru eforturile pe care le depun acești sportivi, și nu numai sportivi, ci toți cei care participă, care au obținut rezultate deosebite în anul 2023. Dar răspunsul meu a fost următorul. Efortul administrației locale, a noastre, a orașului, a fost ca acei bănuți care i-ar fi putut acum, sau care ar fi trebuit să-i dăm acum, sau care ar fi fost necesar să-i punem acum la dispoziție, i-am investit într-o sală ca aceasta, care a fost aproape peste puterile noastre. Nu știu dacă știe multă lume, sala aceasta a costat 5 milioane de euro, din care 50%, adică 2,25 milioane de euro, au fost de la bugetul local. Un efort foarte mare. Și eforturi foarte mari au fost și pentru fiecare școală în parte. Am cofinanțat cu sume substanțiale. Fiecare școală pe care vedeți că se construiește acum, se reabilitează, se modernizează, și închipuiți-vă că doar pentru dotările unei școli, dotări înseamnă bănci, scaune, mobilier, catedre, dulapuri, tot felul de aparatură, IT, tot. Doar o școală înseamnă investiție de 20 de miliarde lei vechi. Doar dotări. Închipuiți-vă dumneavoastră ce înseamnă pentru învățământul nostru din Comănești fiecare investiție la fiecare școală. De aceea, noi facem această investiție deosebită pentru a avea condiții deosebite toți elevii noștri și să dea, eu doresc să trăiesc, să vină vremea când putem premia copiii și să le dăm alături de această diplomă și un premiu adevărat în bani sau în altfel de cadouri, ca să spunem. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 23 ianuarie. Cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la valori de 5 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 3 grade Celsius. Miercuri 24 ianuarie. Vremea se menține rece. Cerul va fi senin. Maxima zilei nu trece de 3-4 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 1 grad Celsius. We'll be right back.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.